Meci intens, meci plin de adrenalină pe arena națională și Rapid pierde surprinzător în fața unei formații care nu câștigase de foarte multe etape, schimbase și antrenorul, a fost condusă practic la acest meci de secundul lui Ilie Poinaru, pe care l-am văzut în tribună celebrând la final acest succes mare, foarte mare pentru Gaz Metan, care sare peste Dinamo. Dinamo în acest moment este penultima în clasament. În schimb, Rapid pierde și am văzut din nou scene reprobabile pe arena națională din perspectiva spectatorilor care au aruncat cu obiecte și în jucătorii echipei adverse, dar mai ales în brigada de arbitri, și o să vedem aceste imagini care s-au petrecut după ce practic s-a ieșit de pe transmisiunea directă. Alături de mine, în platou la această oră, Andrei Vochin, bună seara! Salut! Constantin Țuta, de asemenea, bună seara! Bună seara! Prima dată de fotbal, o să discutăm și de arbitraj, că practic furia tribunei la final a fost îndreptată împotriva arbitrului, să vedem dacă au sau nu motive, nu că ar scuza comportamentul, că și dacă avea motive, nu trebuie să dai nimic în arbitru. Dar până acolo, Andrei, Rapid pierde un meci pe care a lăsat senzația că l-a controlat sau că l-a dominat măcar. Da, din punctul meu de vedere, rezultatul nu rimează cu ceea ce am văzut pe teren. Cred că Rapid a avut ghinion în seara asta, cred că Rapid a avut în față un adversar care s-a apărat eroic, un adversar care, schimbând antrenorul, a arătat așa cum arată o echipă după un astfel de șoc, având 11 jucători plus cei 5 care au intrat, care doritori să demonstreze noului staff că ar merita să joace. Ăsta era pericolul pentru Rapid încă dinainte de meci, pentru că lucrurile așa se întâmplă de obicei. Dar Rapidul a controlat meciul, Rapidul a avut și situații importante de a marca, a avut în față însă și un portar aflat într-o zi bună, Vâlceanu, da, care a scos vreo 2-3 mingi mai grele în meciul ăsta. Și Gazul a profitat de momente de neatenție din defensiva giuleștenilor, având în Ronaldo Deaconu un excelent regizor tocmai la aceste faze puține de atac, faze fixe pe care le-a bătut foarte bine și faze de contraatac cu pasa aia care este genială. Acum rămâne să vedem și faze, dar e o reacție de la stadion, ne ascultăm pe Albu. Dar așa cum ai spus tu, din păcate nu ne ajută la nimic, pentru că marchez. Se pare că nici nu știu dacă să mai vorbesc, de vorbim degeaba. Iarăși domnii Negru și-a făcut jocul. La golul 2 a ridicat fanionul și cel de centru a lăsat jocul să meargă. N-am mai văzut așa ceva. După aia îi dă cu potul, îi sparge capul, ne-a dat-o pentru e fault. Nu știu ce se întâmplă, nu știu dacă este rău voit, poate așa o fi, dar se pare că nici să mai vorbim cu dânsii și nu mai avem voie. M-am dus, i-am spus ceva și mi-a dat galben. Nu știu ce să mai facem. Se pare că chiar jucăm singuri împotriva tuturor. Simți că Rapidul e o echipă vânată? Eu așa zic. Și asta se vede, se poate vedea. Penaltul, etapa trecută foarte ușor, Hora a știut să-l scoată, a căzut. Acum golul 2 ridică fanionul pentru out și a lăsat jocul să meargă și am luat gol. Nu știu, se pare că nu mai vreau să mai vorbesc, sunt și așa supărat și îmi cer scuze dacă deranjez pe cineva, dar n-am ce să fac. Jocul? Cum simți jocul? Jocul, eu zic că astăzi am avut un joc foarte bun, am dominat partida, cei de la Gaz Metan au avut decât acea ocazie când au dat golul cu capul, în rest n-au avut absolut nimic și acea fază la golul 2. Dar și noi am avut jocuri în care nu prea am jucat și am câștigat, deci asta este, îi felicităm, bravo lor, capul sus, mergem înainte. Tu ai venit anul ăsta la Rapid, dar dacă te uiți în istoria Rapidului, astea sunt meciurile care Rapidul dă kicks, ca să zic așa, vă mobilizează, Rapidul se mobilizează în meciurile cu echipele mari. Și meciurile astea cu echipe mai... Da, știu. Toată săptămâna am discutat despre acest lucru. Toți știm, când am venit aici, ce înseamnă Rapidul. Și se pare că în seara asta am vorbit, dar degeaba. Multă nervozitate la final. Vă e teamă că ați putea etapa viitoare să jucați fără spectatori? Deja a doua abatere după cea la meciul cu Craiova. Da, nu s-a întâmplat absolut nimic. A explodat acea petardă sau ce a fost la 10 metri de el și el s-a aruncat. N-am văzut în viața mea teatru. Da, bine, bravo lor, și-au făcut joc, au stat 15-20 de minute pe jos și am jucat 10 minute. Le mulțumim pentru prelungire. Ok, mulțumesc. Mersi frumos.
Bun, l-am ascultat pe Albu. El acuză arbitrajul, oricum aveam pregătite fazele, o să vedem ceva mai târziu. Pentru moment vreau să vedem ce s-a întâmplat la finalul meciului, o să curgă reacții și o să ne tot întrerupem, pentru că vreau să ascultăm toate, practic, părerile celor implicați. Dar, repet, au fost scenele probabile după terminarea meciului, în mai multe zone ale stadionului. Și vreau să vedem ce s-a întâmplat cu brigada de arbitri, că mi se par niște lucruri grave atunci când se ajunge ca arbitru să fie lovit, sau să fie o tentativă de lovire a arbitrului, da? Dar haideți înapoi la stadion, îl ascultăm pe marcatorul golului Victoriei, Morar, după care ne întoarcem. Cu echipierii, pentru că am muncit astăzi pentru cele 3 puncte și sperăm să o menținem tot așa. Ce s-a schimbat în aceste zile? Că nu putem spune, a venit un antrenor nou, dar nu știu cât a putut să vă influențeze. Prea multe nu a putut să schimbe în 2 zile, dar cred că dăruirea din această seară și-a spus cuvântul. Am văzut că tu la gol nu te-ai bucurat, ai respectat faptul că ai jucat aici. Da, cum e să înscrii contra fostelor tale echipe? Ciudat, pentru că am petrecut clipe foarte frumoase aici la Rapid, am promovat, dar asta e, mi-ajută echipa. Nervozitate multă, s-a acuzat un offside la tine la gol, am văzut că tu și Eru a ridicat fanionul, arbitru de centru a trecut peste, nu știu, un teren acolo, cum ai simțit? Nu știu, n-am văzut faza. Tu ai dat la poartă. Da. Da. Putem vedea de acum înainte un nou gaz, vă dați un restart, credeți că veți arăta mai bine? Eu îmi doresc, pentru că avem jucători de calitate și trebuie să muncim mai mult. Ok, mulțumesc. Bun, vedem acele imagini cu brigada părăsind terenul de joc, ducându-se practic la vestiare. Și să vedem ce fac suporterii. Astea sunt imagini cu echipa gazului care este scoasă practic din stadion pe altă parte decât ar fi normal să ajungă la vestiare, așa cum s-a întâmplat și cu Craiova. Cu Craiova, da. Și nu mi se par deloc în regulă lucrurile astea. Adică pentru al doilea meci la rând, Rapid având de suferit după acel meci, pentru că a fost amendată, echipa adversă nu poate ajunge la vestiare pe unde trebuie să ajungă la vestiare. Cred că firma care asigură protecția, nu, și securitatea în seara asta, încă o dată a dovedit că nu și-a făcut treaba cum este necesar, nu? Deci asta... Sau poate preventiv, dar nu știu. Nu, dar acolo unde sunt acei suporteri care vin deasupra tunelului, acolo ar fi trebuit să fie acei bodyguards, acei stewards, nu? Deci aici este o gravă eroare de organizare. Bun. Interesant e că de 10 ani de când e stadionul ăsta, cred că 10 ani are. 10 ani, fix. Nu am văzut niciodată întâmplându-se asemenea lucruri pe stadionul ăsta. Adică și-au jucat, a jucat și Steaua, echipa pe altă parte, da, FCSB-ul, a jucat și Dinamo, a jucat Oțelul în Champions League. Adică au fost echipe care au suporteri, dar niciodată până acum... Și ăsta e momentul în care iese brigada de arbitri și se aruncă din tribune cu pahare, mă rog, cu suc, cu apă, cu ce erau, probabil și cu gheață, pentru că se vede la un moment dat gheața sărind dintr-un pahar și ducându-se înspre Lucian Rusandu. Niște pufuleți? Pufuleți, da. Sau popcorn, mă rog, ce e pe acolo. Da. Da, și Rapidul e recidivistă din perspectiva asta. Da. Adică meciul următor e tot acasă. Tot acasă, uite și aici, da. Cu siguranță vor primi o amendă usturătoare. A, și n-au mască. Asta e pe ultima problemă. Da. Nu că n-au mască, n-are nimeni. Sper să nu fie suspendată. Sunt niște băieți cu mască. Da, e destul de mult. E destul de mult. Bine, se înțelege supărarea, se înțelege furia, se înțelege necazul, totuși e destul de mult. Nu, aici preventiv, mai ales că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Sigur. La meciul cu Craiova, că atunci mi-aduc aminte, la fel, cu o sticlă de apă s-a aruncat, cred că cam era undeva mult în interiorul terenului, și s-a aruncat tot din zona asta. Dacă știi, mai ales că a fost tensionat. Cine să știe? Păi astea sunt lăsate așa, adică pe Giulești nu știm că erau lăsate. Că... Și la ce te ajută? Păi pui presiune pe arbitrii, pe banca de rezervă, adică metodele de acum 20 meciului. De ani. În timpul meciului, ok, da. Dar acum la să sfârșit, se meciul. Te ajută să mai ai o amendă. A, asta da. Asta da. Bine, dar pentru protecția pe viitor, când joacă Rapidul, ar trebui ca tunelul să fie până la mijlocul terenului. Să fie tras. Da. 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 Ca să te asiguri că nu sunt constat că foarte mulți din acești fani zâmbesc.
Mai am răspuns că îi cunoașteți de pe vremea când erați președinte. Nu, îi cunoaște, dar... Era să stăm pe Marin Dună, secundul lui Ilie Păinaru, cel care a condus echipa de pe bancă. Două zile la echipă și ați obținut o victorie mare. Mulțumesc, victoria care cazul avea nevoie. Da, mulțumesc frumos. E victoria băieților. Sigur, noi n-am încercat decât să le ridicăm moralul, să-i facem să creadă, pentru că au calitate, ăsta e adevărul. Trebuie să-i felicităm pentru că au avut o atitudine extraordinară, s-au bătut pentru fiecare minge, în special în repriza a doua când ne-au cam înghesuit cei de la Rapid, dar așa se câștigă puncte, cu muncă multă, cu dorință, cu organizare, trebuie să spunem și lucrul ăsta, că am stat foarte bine în teren. Sunt trei puncte mari. Un meci lung, aproape 100 de minute, care parcă nu se mai termina. Cum a trăit finalul ăsta? Da, ne-a surprins și pe noi 7 minute de prelungire, dar asta e, ne-am subordonat arbitrului. Am rezistat și mă bucur foarte mult că am rezistat. Am făcut și câteva modificări cu care ne-au ajutat pe plan defensiv și totul e bine când se termină cu bine. Sunt 3 puncte foarte importante pentru viitor. Se pare că șocul la echipă a fost provocat. Gazul da, poate arăta mai bine acum înainte. Da, spuneam la începutul jocului că poate să fie un șoc. E adevărat, a fost un șoc. Am stat foarte mult de vorbă cu jucătorii, de fapt Ilie și eu astăzi și ieri la hotel. Se pare că au înțeles mare parte din ce le-am spus și rezultatul e pe măsură. Poate gazul să speră la mai mult de acum înainte? N-am înțeles. Poate gazul să spere la mai mult de acum înainte decât să fie o echipă de subsolul clasamentului? Eu zic că se poate. Cu aceste 3 puncte care au fost foarte muncite, eu cred că vom arăta altfel. Sigur, vom juca acasă acum, trebuie să arătăm altfel, trebuie să pasăm mai mult, trebuie să avem o posesie mai mult și eu cred că putem face acest lucru pentru că avem jucători de calitate. Multă nervozitate la final și pe teren și în jurul terenului și în tribune. Nu prea e obișnuită gazul cu eu înțeleg pe suporterii Rapidului, sigur, au pierdut 3 puncte, erau acolo sus, pe locul 2, dar ăsta e fotbalul. Mă bucur că n-am ripostat, jucătorii n-au ripostat și ne-am văzut de treaba noastră. Ok, mulțumesc. Plăcere, seara bună. Da, l-am ascultat pe Dună. Deci am văzut ce s-a întâmplat cu echipa adversă după meci, cu brigada de arbitri. Vreau să vedem și scenele care s-au petrecut imediat după fluierul de final, pentru că la un moment dat Rusandu scoate un cartonaj roșu. Numai că pe toate imaginile pe care le-au căutat și colegii mei nu se vede exact cui a fost adresat, pentru că lucrurile s-au petrecut după final și acolo erau foarte mulți fotbaliști și la un moment dat Rusandu, iată, scoate cartonașul roșu. Cartonaș roșu la Rapid, se citește pe buze, dar... Zice el. Zice el, arbitru. Și da. Nu lui Voicu, pentru că se uită în cealaltă direcție, în partea dreaptă, deși Voicu era lângă el. Nu Voicu, că se uită practic pe lângă, exact, sau pe lângă adică Voicu, și da. Face... Da, e păcat că au cedat. Rapid a jucat bine seara asta, trebuia să câștigi. Rapid a dominat în totalitate meciul, dar totuși trebuie gestionate și aceste momente. Încă o eliminare contează foarte mult pentru lotul Rapidului, foarte mult. Da, pentru că nu dau seama că ar putea să fie poate cineva din staff, adică nu sunt convins, deși acolo erau jucătorii, nu, chiar nu se vede. Sau poate fi un jucător de rezervă, că l-am spus și pe Drăghia. Poate fi un jucător de rezervă, da, poate fi oricine, poate fi chiar și un membru al staff-ului, adică altcineva decât antrenorul secund sau Voicu. Nu, ce decât e de la Rapid, pentru că el, practic, da. Cam asta e și transmite lui Voicu, adică vezi că el are cartonaș și roșu. Deci un fel de daună totală pentru Rapid. Da. Adică pierde meciul, da. Suporterii fac ce fac și probabil că va urma o ședință dură a Comisiei de Disciplină. Sancțiuni sigur. Pentru că ca un cartonaj roșu vedem Marcuiesc, Săpunaru care al a luat galben. Galben și al cred că e al patrulea galben la primire Cristi Săpunaru. Așa că iată ce se poate întâmpla. Și deocamdată n-am vorbit de Mihai Iosif, n-am vorbit de Daniel Nicolae, pentru că la Rapid, de regulă, ca la orice club de ăsta ardent, victoriile sunt nunți și primele înfrângeri sunt înmormântări și se lasă cu decapitări. Da.
Mai ales când te poate Gazmetan, dacă te-a bătut Craiova, acolo a fost alibiul ăla că ai jucat o repriză în 10, vine și meciul ăla de la Arad, care cumva e un punct câștigat, acum a arătat echipa, dar să conduci cu 2-0, să ai ocazie de 3-0 și să arăți așa, pare că ai pierdut meciul. Bun, Rapidul e pe locul 2 până la urmă, da? Pe locul 2. Astăzi, în repriza a doua, am văzut o echipă a Mediașului care nu s-a apărat în treimea proprie, cred că în cincimea proprie, în suprafața de pedeapsă. Și numai dârzenia cu care s-a apărat lupta, dar și șansa a făcut ca ei să nu primească gol. Adică spuneți că Rapid a jucat bine azi. N-aș spune că a jucat bine, dar a dominat în totalitate meciul și a creat ocazia, a venit peste adversar care s-a apărat bine. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că spuneți că e pe locul 2. După etapa asta, sper că am calculat corect și vreau să vedem poate și clasamentul, Rapid ar putea coborî, cred că, până pe locul 5, dacă nu mă înșel. Și din momentul în care a început foarte bine, dar asta nu e o senzație doar pentru Rapid. La orice echipă se întâmplă asta în România. Când începe bine, chiar dacă pretențiile nu sunt mari, ulterior se pare că practic trebuie să dai afară antrenorul că nu a reușit să realizeze ce... Practic n-ai visat la începutul sezonului. Adică îl dai afară pe Adi Matei. Adi Matei vorbește, mă rog, el a venit la Flash interviu. Am făcut un joc bun de posesie, dar foarte pasiv. N-am reușit să ne creăm foarte multe ocazii de gol. Adversarii și-au urmărit scopul final și au reușit până la urmă să-și-l atingă. Vreau să le mulțumesc suporterilor încă o dată pentru atmosfera pe care au creat-o. Și să sperăm, pentru că timpul e foarte scurt, trebuie să uităm foarte repede lucrurile pe care astăzi nu am reușit să le facem și să ne gândim deja pentru meciul de miercuri din cupă. La Mioveni, obiectiv pentru Rapid, nu? Cupa. Așa cum am spus și la alte conferințe, încercăm să facem cât mai multe lucruri bune, pozitive și dacă va fi să ne calificăm, asta e. Multă nervozitate, domnule Matei, și în teren, și în jurul terenului. Totuși, nu au trecut decât 9-10 etape. Nu s-a întâmplat nimic. Rapidul e încă sus, acolo. Cred că e normal să fie multă atitudine negativă, pentru că da, sunt situații în meci în care poate arbitru, fără să vrea, nu intenționat, ia decizii pe care jucătorii le consideră că sunt împotriva noastră și atunci... Na, apare această stare de nervozitate. Simțiți că Rapidul este o echipă vânată? Cum spune elevii dumneavoastră, o parte din ei cel puțin. Nu putem să comentăm arbitraj. L-am văzut la final și pe Mihai Ostif a coborât acolo în spatele băncii, încerca să se facă auzit. E greu. Da, este normal. Eu am spus, el trăiește într-un anumit fel și e normal până la urmă să aibă și el anumite momente. Vă e teamă după ce s-a întâmplat azi la finalul meciului și după ce s-a întâmplat acum două etape la meciul cu Craiova să jucați fără spectator la meciul cu Voluntari? Vă e teamă de acest aspect? Nu avem ce să facem. Până la urmă, suporterii creează atmosfera și chiar dacă în anumite momente sunt lucruri pe care nimeni nu se așteaptă că se întâmplă, trebuie să mergem mai departe. Ok, mulțumesc frumos. Plăcere. Da, l-am auzit, o să ne referim și la situația... Mă rog, de pe banca tehnică Rapidului, pentru că acolo lucrurile se complică. Vreau să analizăm golul 2, da? Cel care decide acest meci, golul 2 al Mediașului, marcat de Morar, și practic faza premergătoare fazei, da? Adică până să ajungem la posesia lui Deacon, o să vedem ce se întâmplă, pentru că Albu a acuzat faptul că asistentul, da, de la linia 2, ridică steagul și centralul nu-l ia în seamă. Da. Albu spunea că a ieșit legea afară și că trebuia să și dea. Că, practic, jucătorii Rapidi s-au oprit, exact. Da. Și o să vedem pe reluare și atenție la reluare la asistent. Aici. Iată-l pe asistent care ridică fanionul indicând faul pentru Mediaș. Exact. Ceea ce se pare că a fost. Exact, așa a văzut asistentul, da. Da. Numai că jucătorul Mediașului continuă și lovește mingea și pasează bine. Iar arbitru corect aplică clauza avantajului. Deci aici a fost o decizie corectă a arbitrului. Dacă jucătorii rapidiști s-au oprit văzând asistentul cu steagul sus, evident este o greșeală a lor, din păcate, pentru ei. Însă e o decizie corectă de arbitraj. Și un gol valabil. O să analizăm și dacă e offside. Dar da, atenție încă o dată la reluare, pentru că doar pe reluare se vede asistentul fluturând steagul. Repet, el văzând fault asupra... În momentul ăsta. Exact. Da?
dar Rusandu nefluierând lasă avantaj. E, aici e offside, dar ne întoarcem, dacă e offside, nu, să l-asutăm pe Ilie Polinaru. Am vorbit cu tine după meciul de la Faru, în care nu erai prea fericit, azi te văd fericit. Mulțumesc, da, așa este. Circulă asta, vocea asta, popor, așa, când se schimba antrenorul, se creează un șoc. Tu chiar ai reușit să creezi șocul. Da, de multe ori, da, de multe ori nu, dar se pare că impactul a fost bun. Trebuie să felicitați jucătorii, pentru că este victoria lor. Este victoria lor în totalitate și au dorit-o foarte mult. Nu pot să spun că chiar în afară de a face niște analize cu ei și un antrenament la care eu n-am participat, doar am transmis ce trebuie să facă și să schimbăm sistemul de joc și să lucrăm puțin pe organizarea defensivă. În rest, n-am participat cu absolut nimic. Este munca lor, este victoria lor. Îi felicit pentru felul cum s-au comportat, pentru atitudine. Au dat dovadă de mare caracter. Le-am spus că trebuie să creadă. Le-am spus că dacă au încredere, pentru că să știți că am găsit aici un grup minunat. Un grup minunat în care își dorește foarte mult. Era, într-adevăr, aveau și ei un blocaj mental, pentru că au pierdut niște meciuri așa cum le-au pierdut și erau temători. Dar să sperăm că cu această victorie lucrurile vor intra în normalitate. Va începe gazul să arate altfel? Cu siguranță, pentru că chiar dacă am câștigat, nu am arătat așa cum îmi doresc și sunt probleme, sunt multe probleme de rezolvat. Tehnic, tactic, fizic. Totuși, Marin Duna a stat pe bancă, deci bănuiesc că tu cu el ați vorbit și ați pus la punct cât de cât un plan. E clar că am încercat să punem la punct anumite lucruri, atât cât am putut. Ți-a fost teamă să stai pe bancă așa la de meciul ăsta? Nu. Am vrut să stau mult mai sus, să văd de sus exact problemele pe care le avem, ca să putem să le reglăm cât putem de repede, pentru că urmează și un meci de cupă și avem niște etape destul de grele cu Sepsi, cu CFR, Dinamo și trebuie să facem puncte. Trebuie să alergăm după puncte în momentul acesta. Spuneai de cupă la Chiajna. La Chiajna, da. Un teren sintetic. Pe un teren sintetic, dați seama că joci la câteva zile și teren din cu sintetic vii după un efort foarte mare astăzi, pentru că am stat prea mult defensiv, n-am avut posesie și eu nu joc așa, defensiv, să zicem că suntem bine sau începem să arătăm bine, dar avem multe de reglat, dar eu am nevoie și de posesie, trebuie să punem probleme, trebuie să facem un pressing avansat. În momentul de față atât am putut astăzi, eu zic că ne-a ieșit și ne bucurăm pentru rezultat, pentru că cele trei puncte sunt cele mai importante. Este un nou început pentru noi toți, de altfel, și mă bucur foarte mult pentru ei, pentru că merită. Am spus, merită și este în totalitate victoria lor. Etapa a doua, asta, repriza a doua, nu prea s-a mai jucat fotbal. Asta poate face parte din tactica voastră, s-a jucat aproape 100 de minute. E clar, da, ne-am urmărit interesul, a fost mult, mult pragmatism. Asta e viața, ce să facem. Multe acuze la golul 2. Tușeru a indicat ceva, un foul sau un out înainte, peste care centralul a trecut. Știu că totuși nu-i treaba ta, dar... Nu știu, la momentul la care vorbim, nu-mi dau seama despre ce e vorba. Probabil că dacă revedem imagini, nu știu ce a fost. Chiar nu-mi dau seama, pentru că am urmărit execuția lui Vlad. Multă nervozitate și în teren și pe marginea lui. Da, e normal. Toată lumea își dorește, Rapidul își dorește să rămână acolo sus, noi ne dorim să facem puncte, e greu, e un campionat greu, un campionat în care se joacă, a început să fie un campionat dur și vă dați seama că și noi, Gazul, nu suntem o echipă oarecare și nu ne convine să rămânem acolo jos. Vrem să urcăm cât mai sus în clasament pentru a avea liniște și pentru a crește de la meci la meci. Echipa o să vedeți că va arăta din ce în ce mai bine. Cum te simți tu? Luni erai pe banca unei echipe, vineri pe banca altei echipe, un antrenor căutat. Știm că ai mai avut și oferte și de la Dinamo. Da, ce pot spune? Mă bucur că cei de la Mediaș au avut încredere în mine și m-au dorit aici. Așa, fără licență? N-are nicio importanță. Avem licență și o să am și eu licență. Dar este importantă muncă, important este ce facem și atâta timp cât ai rezultate, e clar că ești căutat.
Mă bucur, sper să demonstrez și aici și vreau să demonstrez, îmi doresc foarte mult să facem treabă și la media, și pentru că să știți că am găsit niște oameni minunați, niște oameni care îți asigură cam tot ce vrei, îți asigură chiar și liniște și e sigur că împreună vom face lucruri frumoase aici. Ok, mulțumesc. Și eu, mersi. Bun, am stat pe Poenaru, vedem dacă a fost sau nu offside, ne-am lămurit de ce a ridicat Fanion, nu pentru că inclusiv Poenaru se întreba ce s-a întâmplat, de acolo a judecat bine Rusandu. O să vedem pe reluare și evident că ne dăm cu părerea, până când o să avem VAR, nu putem spune în mod clar la genul ăsta de faze, că sunt faze la care putem să spunem în mod clar, dar aici o să vedem pe aici reluare. Este o fază care... Interesant ce face și Belu, uite și. Belu s-a predat. Cum e? Pare mai mult poziție regulamentar. Asta e o fază. Că acum încerc să îmi dau seama de câte ori am văzut o fază la meciurile cu VAR la care să spun ceva mai degrabă și de ce să fie întoarsă. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori. La unele faze chiar aș fi băgat mâna în foc că nu e sau că e. Adică și VAR m-a spus altceva. La picior pare că... Păi nu, ideea e în felul următor. Cele mai... părțile corpului cele mai apropiate de poartă pentru cei doi jucători, cred că sunt genunchii, după părerea mea. La Morar, parcă nu, că este parcă înclinat mai mult pregătit de sprint. Parcă spuneți că ar fi capul. Sau ce? Capul sau umărul drept. Parcă. Da, nu știu. Adică, repet, și eu... Aș zice că-s pe linie, să zicem, da? Da. Dar dacă ar fi VAR, dacă nu mi s-ar părea deloc surprinzător, VAR-ul să indice că e offside la faza asta. Și oricum, până să fie VAR, într-o fază de asta la limită, asistentul a procedat conform recomandărilor. A lăsat atacul, iarăși e foarte important. E o fază la limită, nu poate să spună nimeni, e în marja de eroare umană oricum, și lasă pentru atac, ceea ce se recomandă. Deci procedează corect. Pasa lui Ronaldo, vă rog. Aș vrea să spun că până la această pasă extraordinară, se pare că Săpunarul este puțin influențat de semnalizarea asistentului, că pare că face o mișcare relaxată. E problema lui, asta am admis. E problema lui. Și m-aș mira la experiența lui. Uite-te la Belu. Așa. Uite-te la Belu, da. Care l-are pe deacon în fața lui și normal trebuie să-ți intre în marcaj. Deci Belu ridică mâna, deși tușerul lăsase Fanionul de 2-3 secunde și faza continua. Belu pierde acel tempo de a se duce în adversar și de a-i bloca practic unghiurile de joc și eventual posibilitatea de a pasa, pentru că el protestează. Am avut impresia că inclusiv Dragoș Grigore, în momentul în care aleargă după Morar, se uită la asistent și Săpunarul se oprește. Asta e pasa. Iată pe Dragoș Grigore care se uită mult timp la tușieră, nu o să se ducă după adversar. Și pierzi timp când te uiți în dreapta, nu o să te preocupe adversarul. Și mă mir că sunt jucători cu experiență, adică nu vedem jucători de 19-20 de ani. Grigore, Săpunarul, chiar și Belu. Da. Da. Oricum, pasa e de calitate, Ronaldo, de acolo. Și dincolo de această pasă a făcut un meci foarte bun, Ronaldo, de acolo, în această seară. Îl ascultăm la Flash Interview. Felicitări, Ronaldo! A doua victorie a fost. Uitați-ți gustul victoriei din prima etapă și a venit într-un moment greu, o schimbare care v-a prit. Bună seara, mulțumim! Da, o victorie foarte muncită, un meci extrem de greu. Am fost dominați, trebuie să recunoaștem că am fost dominați, încă suferim fizic, însă ne-am fructificat șansele pe care le-am avut și am reușit să obținem cele 3 puncte. Da, a venit mister și ne-a dat așa un șoc, ne-a motivat foarte bine pentru meciul ăsta și ne-a așezat un pic mai bine tactic și asta a fost rețeta meciului ăsta. A contat atât de mult acest lucru, nu știu, parcă am văzut o mai mare determinare, cel puțin de pe margine. Da, a contat foarte mult, pentru că, nu știu, înainte parcă jucam așa un pic blazați, jucam cam fiecare ce vrea, ce voia. Acum mister ne-a pus în poziții, ne-a pus să respectăm un plan tactic pe care l-am respectat cu toții și de aici și a rezultatul bun. Putem spune că vom vedea de acum înainte un nou gaz, un restart? Să sperăm, cu siguranță e un restart. Vrem din ce în ce mai mult să jucăm și fotbal mai bine, pentru că am jucat foarte mult în minge lungă, am stat foarte mult la cutie, cum am zis, rapid ne-a dominat. Însă este un start foarte bun împotriva unei echipe care eu cred că va prinde play-off-ul nostru. Multă nervozitate pe teren, în special la final.
Da, este normal. Publicul i-a împins de la spate, a cântat 97 de minute, ceva incredibil. Cred că sunt ei cu cei de la Dinamo sunt unici în România. Ne pare rău dacă am făcut vreun gest provocator la adresa lor, însă ne-am bucurat în limita bunului simț, normal după o victorie pe care o căutam de mult. Am văzut 7 minute, pe 8 au fost, nici nu mai știm câte, parcă niciodată n-a fost, parcă nu se mai termina o dată așa. A, au fost foarte multe minute de prelungire, dar au fost și foarte multe întreruperi, multe schimbări, a fost și aceea cu petard, dar cred că a fost corect, arbitraj corect în seara asta, n-am nimic de reproșat. Da, l-am luat ceva mai devreme pe Ronaldo Deaconu. Există însă și o bilă neagră pentru acest meci și vreau să o vedem. Este faza de la golul marcat de Albu din lovitură liberă. Și vedem ce face Ronaldo Deaconu. Că avea Pandorul vorba, bă, dacă ți-e frică de minge când stai în zid. Nu mai sta în zid, adică acolo ești pus să aperi poarta când stai, cu orice preț, așa, dacă ți-e frică și te lași. Nu, dar e semnul că Poenaru nu știe încă, nu cunoaște echipa, pentru că nu cred că îl vom mai vedea pe Ronaldo Deaconu în zid. Nu e genul de jucător care să stea în zi. Efectiv, se lasă, dar fix pe acolo trece mingea, asta este. Nu, dar este și certat de colegii din zid. Păi da, normal. Este absolut formidabil și lasă capul în jos fix când trece mingea. Adică zici că e schemă. Așa pare, este extraordinar. Am văzut multe lovituri libere în care jucătorii sunt loviți și, într-adevăr, impactul e da, dureros, da, și da, îți dă în față, vine cu forță, dar ăsta e golul lui. Da. Deci golul Ronaldo de acolo nu are voie să facă chestiunea asta. Chiar sunt curios dacă la meciul următor să dea ceva aminte dacă el va mai sta în zid. Că de jucat sigur dacă va sta în zid, știi cum e moda asta acum prostească cu jucătorul l-a pus pe jos, mi se pare o aberație, lui o să-i pună unul în cârcă. Dacă am prins. Bine, asta apropo cu operație, ai văzut golul lui Ion Gheorghe de astăzi? Exact pe jos. Da, nu, okay. Eu spun așa, ca idee, că dacă era deci, acolo... Din punct de vedere statistic, se dau un gol pe campionat dacă se dă un gol pe campionat dacă se dă și ăla. Și pierzi întotdeauna un jucător. Adică noi discutăm de jucătorii de la bară, de jucătorii pe care îi lași prin față și de prostia asta uluitoare, nu discută nimeni. De ce spun asta? Ok, Ion Gheorghe s-a întâmplat astăzi să marcheze, dar în fotbalul mare s-au dat foarte rar goluri. Iar cei care au dat golurile astea, păi au fost Messi, Ronaldinho, au fost Ronaldinho, Rivaldo, mai de mai, că e foarte dificil să dai gol pe acolo și pierzi aiurea un jucător la o fază fixă. Bine, mai fac inclusiv cluburi mari pun jucători așa. Adică nu doar prin Liga 1. Da, am văzut peste tot, dar asta mi se pare o prostie, pentru că statistic mi se pare că irosești. Ok, primești un gol la 100 de meciuri. Ți-l asumi. Da. Bun, mai vedem două faze de arbitraj, pe cea de la golul Mediașului de 2-1 am comentat-o, sau cele două faze, că acolo erau două momente. Să vedem în minutul 4, un moment în care Rapid a solicitat penalti, să vedem cum l-a judecat Lucian Rusandu și dacă a decis bine. După care o să mai fie faza de la accidentarea lui Arabi. Sau ce solicită? Dar, în primul rând, se pare că adică nu există o împingere, o căl... din ce văd aici. Chiar nu văd. Sau chiar dacă este ceva în afara... Îl calcă? Nu, pe nu primul vede. Pas? Ia să vedem. Oricum e în afară dacă e. Nu. Să nu-l calce din aici. Pentru că piciorul îi se duce, piciorul stânga lui, cine era Reșelie, nu? Da. Îi se duce piciorul stâng, îi se duce, nu mai calcă normal. Dar în condițiile în care îl calcă acolo, n-am văzut foarte bine, era lovitură liberă directă, deci nici vorbă de penal. În afară, da. Mult în afară. Adică dacă îl calcă aici fără să vedea și oricum e mult, mult în afară, da. Bun, și accidentarea lui Alami, pentru că imaginea a avut impact, era plin de sânge Alami, cred că i s-a deschis arcada, adică sângera exact ca un boxer care practic era în corzi. Și este o altă fază pe care jucătorii Rapidului au acuzat-o la finalul meciului. Albu spunea că îi sparge capul și nu dă nimic. Cum e, domnul Zuta? Aici îi pune o barieră. Deci este clar că este un fault, îi pune o barieră Ronaldo. Însă nu văd o mișcare de lovire. Bariera este clară.
Da? Nu văd o mișcare de lovire cu intenție, cu... dar cred că totuși un cartonaș galben se impune. Pentru că i-a dat sângele sau... Și faul pentru Rapid, nu pentru Gaz. Și faul pentru Rapid, că el dă faul pentru Gaz Metan. El a dat faul pentru Gaz Metan la faza asta. A dat faul pentru Gaz Metan pentru că l-a ținut acolo, însă aici îi pune... cu brațul drept. Practic, Rusandu nu ia în calculația lui deloc brațul lui Ronaldo Deacon atunci când judecă acest duel. Nu controlează foarte bine. Dar este clar că aici cu brațul lovește puțin și el vede prima ținere, Alamin ține de picior pe Ronaldo Deacon, după care vine această lovire. Bun, dar când sancționează tehnic prima incorrectitudine și anume ținerea, da? Trebuie să dea faul pentru media și cartonaș galben pentru Ronaldo Deacon. Sancțiunea disciplinară. Da? Adică el este obligat să sancționeze prima... Ok. Momentele de la jumătatea reprise secunde, cu acea petardă aruncată din tribune, care aterizează foarte aproape de Iuri. Și există și acolo un moment în care practic vine... Cine vine? Belu. Belu vine. Să-l ridice pe Iuri acuzându-l că practic simulează sau că, mă rog, exagerează. Că ar fi pățit ceva în urma acelei petarde. O să fie și o reluare foarte bună. Astea le încadrăm tot la ce au făcut suporterii, practic. Trebuia să le discutăm acolo când am analizat cum s-a aruncat în brigadă. Eu cred că aici sunt două lucruri distincte. Unul este evident că nu este normal. Vedem aici că se aruncă spre tribuna a doua cu o petardă. Îi sperie pe jucători, îi văd petarda din aer, da? Totuși, petarda aia cade la vreo 2 metri, 3 metri de jucători. Adică nu cred că a avut acel impact extraordinar asupra jucătorului mediașan. De altă parte, nici atitudinea lui Belu nu este de înțeles, mai ales că tu vii după o suspendare, după Belu un cartonat. Belu nu merita galben aici? Sigur că da. Da. Belu trebuia sancționat. Oricum, a fost s-a moment... dus și Bălan, dar Bălan s-a dus altfel. Dar Belu s-a dus agresiv. A fost un moment de întrerupere mare. Chiar l-am cronometrat și ne-am uitat. Da, 4 minute. 4 minute și o secundă a durat. Din momentul în care se întrerupsese mai devreme oricum meciul, că a acuzat cineva de la Gaz Metan crampe, au mai fost și două schimbări, plus problema asta cu petardele. Apropo de crampe. Da. Cred că au fost vreo 4 întreruperi pentru crampe. Și mă întorc chiar așa ce spunea Panduru. De ce arbitru trebuie să oprească meciul dacă un jucător are crampe? Pentru că el are o logică. Zice, dacă nu ești pregătit și ai crampe, de ce trebuie să ne oprim? Nu mai ești, nu jos, stai pe teren. Adică chestiunea asta, dacă ai crampe, de ce trebuie oprit meciul? Întreb că ești nepregătit fizic, nu? Arbitru cred că ar fi putut să gestioneze regulile, pentru că el este jos și poate fi accidentat. Iar dacă un jucător este accidentat, el trebuie să primească îngrijiri medicale. Așa spune regulamentul. Numai că arbitru are experiență, știe fotbalul, știe această jmecherie a jucătorului advers, jucătorului medieșan. Îl scoate frumos în afara terenului pe targă. Păi da. Dar și lasă acolo 3-4 minute. N-ați mai văzut meci care să joace cu jucători căzut pentru că arbitru își dădea seama sau credea că n-are nimic. Bun. Jucătorul. Am văzut N meciuri de genul ăsta. N meciuri. Dar este un risc pentru că conform regulamentului, jucătorul care este culcat jos poate este accidentat grav, poate înțeles, are ceva și trebuie să-i... La aprecierea arbitrului ajunge, arbitrul trebuie să aprecieze, atrage de timp și stă jos. Bine, când e portarul, n-am ce discutat. Dacă e un jucător de câmp, eu am mai văzut meciuri la care arbitru lăsa jocul pentru că realiza acum, că el... Acum, dacă el a simțit că are crampe și l-a văzut, un arbitru mai cu experiență putea să lase jocul să continue. Da. Un alt moment pe care l-aș comenta este ce se întâmplă cu puține secunde înainte de startul reprizei secunde. Când jucătorii de la Mediaș sunt la marginea terenului. Brigada de arbitri este la jumătatea terenului. Rapidul este în terenul ei. Da. Și jucătorii de la Mediaș practic fac ceva, Andrei, mișcări de încălzire sau ce? Că n-am mai văzut chestiunea asta. Da, mișcări de încălzire. Se fac. Dar se fac în momentul în care echipa vine la teren după pauză, iar arbitrii, brigada n-a ajuns. Atunci trebuie să faci ceva. Unii fac dezorganizat, adică fiecare ce-l taie capul,
dar sunt din ce în ce mai multe echipe și în special echipe de afară am văzut, care vin cu preparatorul fizic sau cu antrenorul secund și fac în mod organizat această reîncălzire. Da, are logică și pentru că în timpul pauzei mușchii se mai reșesc și există pericolul unei accidentări, unei rupturi musculare, întindere și așa mai departe. Da. Însă probabil că aici au exagerat, adică au întins puțin. N-am văzut însă că pe o imagine de jos, pe care noi n-am văzut-o în transmisie generală, se vedea brigada intrând destul de târziu, adică ei, uite, pe asta aici, aici, vezi? Da. Deci asistentul vine la poartă, trebuie să verifice plasa, da, și în timpul ăsta, probabil ei, văzând mișcările asistentului, și-au făcut reîncălzirea. Bun, dar și dacă arbitru se spune că era pe poziție de început care da, dar nu e elegant față de echipa cealaltă, față de public, că, elegant, că tu înțeles, nu ești pregătit, vii târziu și îți faci încălzirea târziu. Bun, o discuție și despre cei doi antrenori. Începem cu Iosif și vreau să vedem niște imagini cu el, că practic a început în stil așa de, vedem prin Anglia, adică liniștit, undeva în zona lojelor, că îi vea parcă detașat meciul, nici n-ai fi spus că e antrenorul Rapidului. Chiar spuneam că l-a luat somnul la un moment dat sau era obosit. Asta la 1-1 prin minutul 26, după care este finalul, când Gazmetan conducea și a coborât practic aproape de teren și era clar că pulsul urcase și situația e complicată. Acum o întrebare, pentru că Iosif, neavând licență și nefiind nici măcar în situația lui Poenaru, în situația lui Croitoru de a avea licență care să-i permită să dea indicații, nu va putea să dea indicații. Și aici am mai discutat dacă pentru Rapid va fi o problemă. Mai ales că apar rezultatele negative, da? Hai că 2-2 la UTA pare un punct câștigat, dar se bate Gazmetan. Nu știu ce se va întâmpla în continuare. Ar putea să aibă probleme din perspectiva asta Iosif? Sigur că ar putea să aibă. Pentru că nu poți să ai rezultate negative, da? Și să fii ținut în continuare antrenor. Nu poți, nu merge. Și mai ales la Rapid. Nu merge. Ai toate argumentele să faci ceva. Mai ales că el nu are licență, mai ales că este evident că suportul antrenorului în acel spațiu tehnic și în apropierea jucătorului este important. Mai ales în la echipe cu nivelul nostru și trebuie să recunoaștem că nu suntem Real Madrid și antrenorul stă cam cum stă Ancelotti. Dar până și Guardiola sau eu știu Mourinho sunt active acolo pe bancă și sunt nevoiți să transmită o energie și un impuls jucătorilor lor. Nu, va fi greu să termine tur acolo. Doar victoriile îl pot salva. Da, va fi complicat. Vedem și clasamentul că, spuneam, teoretic, Rapid poate cădea până pe locul 5, pentru că Botoșani joacă în această etapă cu Dinamo. Meci la îndemână, zice. Adică totuși. Da. După care, Faro joacă mâine în deplasare cu Chindia. UTA are și ea meci în această etapă, că sunt trei echipe care, teoretic, pot trece peste Rapid după această etapă. Oricum, exact cum spunea Poenaru, ca să ajungem cu discuția și la el, mi se pare un campionat, sunt adevăr agresiv, se joacă tare, adică orice meci se poate termina, la ce a arătat până acum campionatul. Nu mi se pare că se rup niște echipe în sus sau în jos și se pare inabordabile. Vedem FCSB-ul pe ce poziție, vedem Craiova cu antrenor. Bine, echipe de genul ăsta am mai văzut care să fie jos. FCSB acum 2 ani era după 7 etape ultima și a ajuns să bată la titlu, nu acolo, dar mă refer că sunt echipe din astea mai mici considerate care pun tot timpul probleme și pot... Da, e un nivel, să-i spunem, mediocru, la care se află marea majoritate a echipelor. Încearcă să compenseze prin factorul fizic lipsa de tehnicitate, câteodată de idee tactică, pentru că nu știu să stea în dueluri, pentru că nu știu să țină mingea, intră în dueluri foarte des. Multe jocuri de la noi seamănă pe alocuri cu jocurile de copii și juniori acolo unde-i mingea și grămada. Din păcate. Din păcate. Da. De asta e și foarte greu de arbitrat. Pentru că sunt multe, multe contacte într-un timp foarte scurt și greu să decelezi, să vezi ce s-a întâmplat exact acolo. Dacă am avea echipele care au jucători de calitate, care mai au câte un jucător, 2-3 de calitate, nu fac parte din grupul ăsta. Adică, parcă pe un jandar de la Botoșani nu prea l-am văzut
Și Botoșanu în general, pentru că au o circulație bună de minge, asta nu prea intră. FCSB-ul, din nou, Faru, din nou, echipele care au o circulație bună de minge, CFR-ul care n-are o circulație foarte bună de minge, însă din, la dueluri sunt numărul 1 în campionat, atunci provoacă duelurile pentru că ei, cei de la CFR, știu că le pot câștiga. Bun, și acum și despre Ilie Păinaru. Cumva era recomandat să ajungă la Gazmetan, nu că Gazmetan ar fi o echipă deosebită, adică pleacă de la ultima clasată la penultima clasată. Îți dai seama că n-a mai bătut din mai pe nimeni. Da, da. Trebuie să desfac o sticlă de șampanie. Teoretic, antrenorul de la ultima clasată a avut pe masă imediat când s-a despărțit două oferte. Asta ca idee, să vedem cum se judecă România. De la voluntar nu câștigase de 12 meciuri, s-a dus antrenor la Craiova și s-a bătut la... Te spuneam la un moment dat că mi s-ar părea chiar fabulos Păinarul la media și s-a întâmplat și Teja la Clinceni. Ceea ce nu mi s-ar fi părut chiar ieșit din comun la cum stau lucrurile prin România. Adică era ceva ce chiar nu poți explica. Bun, Păinarul trebuie totuși să avem cuvintele frumoase pentru ceea ce a făcut el odată cu promovarea Clincenului și cu, și play-off-ul cu această, da. De exact. Da. Cu această perioadă lungă, cred că a fost antrenorul cu cele mai, cred că cu cea mai mare durată, cea mai lungă durată. M-am uitat special ieri, da, și era cel mai longeviv. În ianuarie 2018 a preluat banca tehnică al Clinceniului. Și după cred că merită apreciere. Pe Gigi Becali în momentul ăsta a fost demis acum două săptămâni. Nu, nu, atunci când vorbeam că... Păi, da, asta spun acum, la Clinceni era cel mai longeviv. Da. Fusese Gigi Becali până acum trei etape. Da. Asta vrei să spun. Exact. Da. Dar asta în perioada când au activat împreună, asta da. Gigi Becali avea o vechime mult mai mare decât Păinaru. Și Păinaru și acum cel mai longeviv iese, dacă nu mă înșel, ori Croitor, ori Balint. Diferență de o lună între ei. Doi ani și vreo patru luni când au preluat. Dar în scurt timp va ajunge Hagi, deci n-am nicio idee. Adică peste un an, dacă mai vorbim, sau un an și ceva, va fi probabil Hagi. Dacă Croitor a fost doar în Liga 1. Nu? Da, de când au preluat, pe așa și Păinaru. Păinaru a preluat în Liga 2. Balint a preluat UTA în Liga 2. Croitor a preluat-o direct în prima ligă. Cam ce target ar putea avea Păinaru la Pediaș? Sunt cont de valoarea lotului? Păi, cred că anul ăsta alt obiectiv decât salvarea de la retrogradare nu poate. Nu poate exista. Mi-a plăcut de el că a recunoscut că în seara asta echipa n-a jucat până la urmă. Revin să spun ceea ce am spus la început, că rezultatul este mincinos față de ce s-a jucat pe teren. Nu știu dacă Rapid merita să câștige, dar în mod evident nu merita să piardă meciul ăsta. Mediașul are o problemă, din punctul meu de vedere. Echipa mi se pare foarte slabă și acum, neavând posibilitatea să faci transferuri în momentul ăsta, trebuie să cam lucrezi cu materialul clientului. Păinaru a știut să facă costume frumoase dintr-un material de mai slabă calitate. S-a întâmplat la Clinceni, ne-a demonstrat tuturor, practic cu echipa cu cel mai mic buget din Liga 1, a izbutit să ajungă și să facă chiar o figură frumoasă în play-off.